Cuvânt din Pateric, că nu se cade a căuta la fața omului. Făsărnicia și plăcerea omenească le aflăm pe amândouă prihănite și lepădate de Sfintele Scripturi, de vreme ce cuvintele celor fățarnici sunt viclene și laudele lor mincinoase, aducând materie lesne stricăcioasă în firea omului. Ca lemnele și fânul care atâță focul, despre ei a zis prorocul: cei ce vă fericesc vă înșală pe voi și în loc de folos vă fac pe voi a păcătui. Că bogatul adună prieteni mulți, iar săracul și de cel ce este prieten adevărat se desparte și moartea săracului nebăgat în seamă va fi. Iar nouă nu se cuvine a face așa, ci datori suntem a ne sfii unul de altul și nu trupește să căutăm pe aproapele și să ne ferim ca între noi să nu fie nimic din cele ale prietenilor celor fățarnici, ci adică în Hristos să scoatem pe sărac din mâinile păcătoșilor și să-l izbăvim pe el. Pentru că, zice psalmistul, Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sa, că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Că nu este bine a fi rușinat la judecată, că spune Sfânta Scriptură, să nu primești sprijin omenesc pentru sufletul tău, nici să te învoiești cu vreun dregător la judecată. Căci a zis dreptul Iov, căutând la fața voastră, nu voi minți, iar Iacob zice, frații mei, nu căutând la fața omului să aveți credință în Domnul Iisus Hristos, Domnul Slavei, căci dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete și va intra și un sărac în haină murdară, iar voi puneți ochii pe cel care poartă haină strălucitoare să-i ziceți, tu șezi bine aici, pe când săracului îi ziceți, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. N-ați făcut voi oare în gândul vostru deosebire între unul și altul și nu v-ați făcut judecători cu osteneli și cu socoteli viclene? Căci nu știți ce fel de suflet este în cel sărac, nici în cel cu haină luminoasă și n-ați luat seama că este și un judecător al gândurilor celor rele. Și iarăși mai zice, dacă veniți legea lui Hristos, adică să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Iar de vă uitați la față, păcat faceți și veți fi mustrați de lege ca niște neascultători. Asemenea și la pilde zice, nu este bine a se sfii de față celui necurat și nu se cuvine a se abate de la dreptate la judecată. Că cel ce zice celui necurat că este drept, blestemat este de noroade și urât între neamuri, iar cel ce mustră pe cel necurat îi face lui bine, ca să fie către dânsul binecuvântarea. Și Sfântul Apostol Pavel zice, nu este fățărnicie la Dumnezeu, ci ce se socotesc aici a fi mari, acolo nimic nu vor fi, că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Că i-a zis Dumnezeu lui Samuel pentru fiul lui Israel, să nu te uiți la față și la mărirea lor, că omul la față caută, iar Dumnezeu la inimă privește. Încă și Domnul, auzind de la unii, iată mama ta și frații tăi stau afară, vrând să te vadă, a răspuns și i-a zis, întinzându-și mâna sa spre ucenicii săi, iată mama mea și frații mei, că oricine va face voia tatălui meu, acela mi-este mie frate, soră și mamă, al cărui este slavă în vecii vecilor. Amin.